Conform newsrepublic.ro, Volkswagen trebuie să plătească, conform unui comunicat al Departamentului de Justiție din Statele Unite ale Americii, 2,8 miliarde de dolari amendă penală și 1,5 miliarde de dolari sancțiuni pentru încălcări financiare și de mediu. Volkswagen a fost de acord să pledeze vinovată pentru 3 capete de acuzare și să plătească o amendă penală de 2,8 miliarde de dolari pentru schemele în urma cărora de-a lungul timpului compania a vândut 590.000 de vehicule diesel în Statele Unite ale Americii prin utilizarea unui dispozitiv care falsifica emisiile de noxe la testele Agenției de Protecție a Mediului și pentru că a acoperit și a încercat să obstrucționeze justiția în a devoala schema, se mai arată în comunicatul Departamentului de Justiție. Este vorba despre modelele Volkswagen și Audi cu motoare diesel în 4 cilindri, vândute în ultimii 7 ani în Statele Unite. Producătorul german de automobile Volkswagen este acuzat că a creat un software special pentru mașinile diesel, care oprea sistemele de control ale emisiilor în timpul circulației normale și le activa doar în timpul testelor. Astfel, cantitatea de noxe înregistrată era de 40 de ori mai mică decât cea reală.